Ofițerii ai Direcției Generale Anticorupție au făcut astăzi percheziții la secția de ortopedie a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, dar și la cabinetul de ortopedie al Policlinicii. Ancheta vizează mai mulți medici bănuiți de corupție. Secția de ortopedie a Spitalului Județean de Urgență s-a mai confruntat cu un astfel de scandal acum 4 ani, după ce doctorul Florică Guțu a fost prins în flagrant când lua mită de la aparținătorii unui pacient pe care trebuia să îl opereze. Doctorul a fost condamnat definitiv la 2 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare și i s-a interzis a exercita profesia timp de un an. După expirarea perioadei de suspendare, doctorul Guțu s-a reangajat la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, tot la secția de ortopedie.